Acțiunile Rusiei împotriva Moldovei nu sunt surprinzătoare și ele vor continua. Asta a declarat aseară fostul ambasador american la Chișinău. Derek Hogan a mai spus că autoritățile de la Chișinău sunt informate cu regularitate despre planurile Moscovei, astfel ca orice acțiune să fie prevenită. Într-un briefing de presă susținut azi dimineață, fostul diplomat revenit la Chișinău de această dată în calitate de reprezentant al Departamentului de Stat, a declarat că relațiile dintre Republica Moldova și SUA nu au fost niciodată mai apropiate, iar Washingtonul va continua să susțină țara noastră. Este o plăcere foarte mare pentru mine să revin acasă. Eu mă simt așa. No matter the challenge, the United States will continue to stand together with Moldova. During his last speech in Warsaw, President Biden recognized the resolve of the Moldovan people to live in freedom and advance Moldova's progress towards EU membership. Adjunctul principal al asistentului secretarului de stat, Derek Hogan, care a fost ambasador la Chișinău în perioada în care Plahotniuc a cedat puterea și a fugit din țară, s-a arătat încântat să revină în Moldova, pe care a numit-o acasă. El a declarat că țara noastră, care a ales calea de integrare europeană, trebuie să-și apere viitorul, iar Statele Unite vor oferi și în continuare ajutor. Declarațiile au fost făcute în debutul reuniunii dialogului strategic dintre Republica Moldova și SUA, care are loc la Chișinău. Ministrul de Externe Nicu Popescu a menționat că discuțiile se vor axa pe patru domenii extrem de importante pentru țara noastră. Lucrăm împreună pentru consolidarea statului de drept și a bunei guvernări, lupta împotriva corupției. A doua categorie de subiecte ține de securitatea și apărarea noastră și stabilitatea regională. Elea ține de cooperarea comercială-economică între țările noastre și tot aici sunt incluse și subiectele ce țin de securitatea și reziliența energetică, atât în plan regional, cât și evident în țara noastră. Și un al patrulea grup de lucru care va avea prima sa reuniune în format de plin ține de diplomație publică și dezvoltarea legăturilor între societățile noastre. Tot astăzi, Derek Hogan s-a întâlnit cu Maia Sandu. Cei doi au discutat despre importanța sancțiunilor impuse pe numele lui Plahotniuc și Șor. În context, președinte a subliniat că țara noastră își dorește o colaborare mai aprofundată în domeniul asistenței judiciare în materie penală, inclusiv în procesul recuperării banilor publici furați de la cetățeni. Aseară, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii români, Derek Hogan a declarat că acțiunile de destabilizare din Republica Moldova nu sunt surprinzătoare și că Rusia va continua cu astfel de tactici. Cel mai important este că Statele Unite să comunice toate informațiile pe care le dețin autorităților de la Chișinău, astfel încât toate provocările să poată fi prevenite.